Indiferent de ce destinație turistică alegi, este bine să ai în bagaj și trusa medicală. Un medic specialist în medicină internă ne spune ce ar trebui să conțină. Înainte de a pleca în concediu, persoanele care suferă de boli cronice au indicație să meargă la medic pentru a se asigura că în bagajul de vacanță vor avea tratamentul corespunzător afecțiunii de care suferă. În cazul în care mergeți în străinătate, este bine să știți că anumite tratamente necesită scrisoare medicală pentru a putea fi introduse în alte țări. Este vorba despre tratamente injectabile, sedative, tranquilizante pentru combaterea durerilor. Chiar dacă nu urmați niciun tratament, în mod normal este recomandat să aveți la voi o serie de medicamente care se eliberează fără prescripție medicală și care pot rezolva mici neplăceri care pot apărea. Lista cu necesarul medical atunci când călătorești. Pansamente sterile, soluție pentru dezinfectat răni, zgârieturi, arsuri solare, unguente cu efect antiinflamator, gel pentru înțepături de insecte, antispastice, pansamente gastrice pentru adulți și copii, medicamente pentru indigestii, medicamente pentru greață, medicamente pentru răceală, medicamente pentru durere sau febră, picături oftalmice, plicuri cu zahăr, dopuri de urechi, articole de igienă, spray-uri cu creme antifungice și antibacteriene. În această perioadă, din niciun bagaj nu ar trebui să lipsească crema de protecție solară și loțiunile de după plajă. De asemenea, este recomandat să aveți un termometru, precum și o pensetă necesară în caz de ciupituri de căpușă. Atenție! Pentru persoanele care călătoresc în țări în afara Uniunii Europene, sunt obligatorii anumite vaccinuri, așa că în cazul în care alegeți să mergeți într-o vacanță într-o zonă cu risc pentru anumite boli endemice, mergeți înainte cu 2 luni de concediu la un medic specializat în vaccinare internațională pentru a face vaccinurile și pentru a discuta despre măsurile de prevenție, relatează clicksanatate.ro.